Accidentul s-a petrecut noaptea trecută, în municipiul Târgu Jiu, la ieșirea de pe noua variantă ocolitoare Românești-Pârsești. Șoferul care se afla la volanul autovehiculului spune că nu avea viteză, dar a derapat din cauza carosabilului care era umed. Mi-a plecat. Ați condus cu viteză? Nu. Cu regulamentar. Fiind dus jos. Și cum s-a întâmplat? La ieșire din giratorul am accelerat foarte puțin și presupun că fiind dus jos... Ați derapat? Am derapat, da. Am înțeles. Și am pierdut controlul. A sunat la poliția? Nu. La 112 a sunat? Nu. Cred că ar trebui să vină cineva să vă ridice mașina. Păi da, sunt să vină. Polițiștii au ajuns și ei la fața locului, iar în urma accidentului nu au rezultat victime, doar avarii asupra autoturismului și asupra parapetului metalic de pe varianta ocolitoare.